avem aici pe bancul de lucru din atelierul meu 3 seturi de burghie de la Wolfcraft. Eu n-am mai folosit până acum burghie de la Wolfcraft, ca atare o să fie o premieră pentru mine și abia aștept să văd dacă își merită banii și dacă reprezintă o alternativă la mărcile mai cunoscute cu care ne-am obișnuit fiecare până acum. Voi ați mai folosit burghie de la Wolfcraft? Dacă da, vă rog să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre aceste burghie. Pentru cei care încă nu le-ați folosit, o să le descoperim împreună, să vedem cât de bune sunt și haideți să vedem așa rând pe rând cum se prezintă fiecare. Deci avem în primul rând un prim set aici cu niște burghie pentru beton. Sunt 6 bucăți în acest set. Avem 3 bucăți cu lungimea de 110 mm, 5, 6 și 8 și mai avem încă 3 cu lungimea de 160 mm, 6, 8 și 10. Îmi place foarte mult cutia asta că are agățătoarea asta așa și pot să le pun pe peretele din atelier. Se desface foarte ușor, are aici un mic căpăcel și se deschide în felul ăsta. Putem să le scoatem de aici și să le introducem foarte simplu. La fel de simplu se închide și cutia, se pune acest capac la loc și ăsta ar fi setul de burghie pentru beton. Avem al doilea set aici cu spirale pentru fier HSS, High Speed Steel, deci ar trebui să fie de o calitate foarte bună. Sunt 13 piese, de la 1,5 până la 6,5 mm. Observați că sunt din jumătate în jumătate. Se poate găuri fier și plastic. La fel, o cutie foarte simpatică cu o agățătoare aici pentru agățat undeva pe peretele din atelier. Și ultimul set pe care le avem aici prezentat este acest set cu 6 burghie pentru lemn. Avem diametrele 3, 4, 5, 6 și 8 și 10, pentru că sunt 6, cum am spus și mai devreme. La fel, o cutie destul de simpatică și asta. Sunt două lucruri care nu-mi plac la seturile astea două, ăsta pentru lemn și ăsta pentru metal. Hai să vedem așa, la setul pentru metal, vedeți că el glisează așa în felul ăsta. Ca să putem să scoatem de aici spiralele, trebuie să rabatăm cumva capul ăsta în felul ăsta și în felul ăsta putem să avem acces la ele, să le scoatem de aici. Nu știu însă cât de mult ar putea să reziste porțiunea asta aici din plastic la îndoituri repetate, dar asta cred că o să văd eu cu timpul cum se descurcă. Mi-e teamă să nu crape la un moment dat și să pleznească partea aia de sus. Iar aici la setul cu burghie pentru lemn, observați că el culisează în felul ăsta așa, se deschide prin culisare. Aici în spate are două opritoare din plastic care oprește cumva capacul ăsta de deasupra. Dacă pe astea de aici mai mici le putem scoate cu ușurință, pentru că vedeți că ele sunt așa cumva într-o scară a lungimii, ăsta de aici, ăsta mai mare, de 10 iese destul de greu. Eu mă chinui un pic ca să-l scot de aici, trebuie să depun un pic de efort. Vedeți ce greu iese? La fel și intră. Cred că este, să zic așa, o eroare de proiectare. Trebuia gândit altfel, în așa fel încât să iasă cumva ăsta, să poți să-l scoți și pe ăsta mare. Dacă observați, aici deasupra se zgârie de fiecare dată când încerc să-l scot pe ăsta de 10. Lasă niște urme pentru că nu există altă poziție de a scoate burghiul de acolo. Așadar, astea două ar fi lucrurile care nu îmi plac la prima vedere la seturile astea două. Ăsta este foarte ok, ați văzut cât de ușor se deschide de aici. Foarte bine gândit, scoatem burghiul, îl băgăm la loc, deci aici l-au gândit foarte bine. În schimb, la astea două un picuț mai cu problemă. Cred că de ajuns cu prezentarea, haideți să mergem să le facem și niște teste. O să
văd ce materiale găsesc, așa să le facem și noi niște teste, să vedem cât de calitative sunt și dacă își merită banii și revenim la final cu două, trei concluzii generale despre aceste burghie de la Wolfcraft. Așadar, pentru lemn și fir o să folosesc Makita DHP-404 cu 2000 de rotații pe minut. Haideți să încercăm direct cu spiralul de 10, să nu ne mai complicăm cu alea mici. Îl luăm direct pe cel mai mare din set și o să dăm câteva găuri cu el. Pe urmă, trecem și la metal, facem 2-3 găuri și o să vedem și într-un beton cum se comportă burghiile pentru beton. Hai să vedem așa. Treapta a doua, modul de găurit la mașină, să nu avem probleme. Se pare că e un pic mai scurt. Foarte repede se duce burghiul în lemn, bine ascuțit, chiar nu este niciun fel de problemă aici, se duce foarte, foarte bine. Hai să încercăm și la metal, hai să încercăm și o găurire în metal, o să-l iau tot așa pe cel mai mare de aici ca să nu ne complicăm cu cele mai mici, ăsta de 6,5, da. Strângem foarte bine, dăm și cu un pic de spray din asta să facilităm găurirea și hai să vedem ce zice burgheul pentru metal. Destul de repede, asta de 6,5, să mai încercăm încă o gaură. Țeava este de 2 în carne, o rectangulară cu grosimea de 2. Hai să mai încercăm încă una, mai avem aici un pic de spray. Destul de repede, chiar sunt impresionat de cât de repede am reușit să găuresc cu spiralul ăsta de 6,5. Haideți acum să încercăm și burghiile astea pentru beton SDS. Tot la fel, o luăm pe cel mai mare, să nu pierdem vremea cu diametrele mai mici. Să vedem pe ăsta de 10. Folosim un GBH228F de la Bosch de 3,2 J. Găurire cu percuția, hai să vedem așa. Mai dăm una. Da, deci cam așa. Eu zic că s-a dus destul de repede burghiu cu două pastile video. Placa asta este o placă de alei, beton vibropresat, nearmat. Hai să mai dăm una.
totuși. Cam așa randează purghiile pentru beton de la Wolfcraft. Destul de bune. Acum că ați văzut testele pe care am reușit să le fac, pentru cine este interesat să achiziționeze aceste seturi, veți avea nevoie de fiecare cod care este scris aici undeva pe această etichetă galbenă pentru setul cu burghie pentru beton. Codul pe care trebuie să-l căutați pe internet este 86 13 000. Pentru setul cu burghie pentru metal, codul este 71 00 000, și pentru cel cu burghie pentru lemn, codul este 86 35 000. Gata, sper că v-a plăcut acest clip. Vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii părerile voastre despre aceste burghie, dacă le-ați folosit sau dacă nu le-ați folosit, cum vi se par testele pe care am reușit să le fac. Și până la viitorul meu videoclip, eu vă doresc, ca de obicei, să aveți mult chef de treabă și numai bine!